Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, suntem din nou expuși cuvântului lui Dumnezeu, acest cuvânt plin de dragoste să. Este de fapt descrierea persoanelui așteptărilor pe care el le are de la cei pe care i-a creat pentru părtășia cu el. Chiar și în aceste împrejurări în care Dumnezeu vorbește despre o groaznică boală, descoperim dragostea lui. Sunt mulți cei care au întrebări cu privire la modul în care dragostea lui Dumnezeu este manifestată chiar și prin dezastre naturale sau boli înfricoșătoare. Nu mi-am propus să vă dau un răspuns exhaustiv la această problemă, dar vreau să spun că niciodată vreun necaz nu ar putea fi reflectarea a ceea ce am meritat noi. Apoi, așa cum spuneam și cu altă ocazie, nu înțeleg de ce trebuie noi să cerem lui Dumnezeu socoteală pentru ceea ce face. În fond, El este suveranul absolut al acestui pământ. Acum însă ne întoarcem la capitolul 14, acolo unde am rămas cu studiul nostru în Cartea Levitic. Să ne aducem aminte că discutăm despre curățirea rituală a leprei, mai precis, suntem la momentul în care preotul se ducea la cel bolnav. Observați acum ce făcea preotul când venea la cel lepros, Preotul să poruncească să se ia, pentru cel care trebuie curățit, două păsări și curate, lemn de cedru, cărmâz și isop. Preotul să poruncească să se junghe una din aceste păsări într-un vas de pământ, în apă curgătoare. Să ia pasărea cea vie, lemnul de cedru, cărmâzul și isopul și să le moaie împreună cu pasărea cea vie în sângele păsării jungheate în apa curgătoare. Se stropească de șapte ori pe cel ce trebuie curățit de lepră, apoi să-l declare curat și să dea drumul păsării celei vii pe câmp. Nu v-am spus eu că este o ceremonie mai neobișnuită? Nu cred că mai există undeva ceva la fel de neobișnuit ca acest lucru. Toate celelalte jerfe trebuiau aduse la altarul cortului întâlnirii și mai târziu la al templului din porunca lui Dumnezeu. Aceasta era excepția. Leprosul era alungat din sanctuar, din locul sfânt, așa că preotul trebuia să vină la el. Altarul de aramă pentru jerfe este o prefigurare a crucii lui Hristos, dar, vedeți, crucea trebuia să fie aici jos, pe pământ. El trebuia să vină aici pentru a ne întâlni pe terenul nostru. Dragi prieteni, noi am fost despărțiți de Dumnezeu, alungați din prezența Lui. Eram străini, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. A fost nevoie ca El să vină aici și să ne întâlnească în nevoia noastră. În această jertfă erau folosite două păsări curate, vii. Este foarte posibil să fi fost porumbei. Una dintre păsări era omorâtă pentru a reprezenta moartea lui Hristos. Cealaltă era adusă vie pentru a reprezenta învierea lui Hristos. Evanghelia are două fațete. Pavel spune așa, V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după scripturi. Sunt versetele 3 și 4 din capitolul 15 al primei epistolei către corinteni. Sunt două ipostaze aici, două păsări, moartea și învierea. Observați apoi că era folosit lemnul de cedru. Cred că acesta este un simbol al umanității perfecte a lui Hristos. Lemnul era un lucru care nu se putea strica. El avea un rol practic, fiind mânerul pensulei de care era legat isopul cu un înel de cârmâzi, adică de fire de lână vopsite cu acesta. Cârmâzul era semnul credinței în sânge. Ne amintește faptul că lui Rahav i s-a spus să coboare o fânie de cirmiz ca dovada credinței sale. Isopul este o plantă care crește pe locuri stâncoase, în locuri umede reprezintă credința individuală. Iată ce spunea David, curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Este însușirea și aplicarea răscumpărării în Hristos. Dacă cineva stă deoparte și dă din cap aprobator și spune că el crede că Isus a murit și a înviat din morți, toate acestea nu înseamnă că are o credință mântuitoare. Întrebarea este, V-ați însușit pentru voi această răscumpărare? V-ați spus cu adevărat încrederea în El? Este de asemenea nevoie și de aplicarea morții lui Hristos și a sângelui lui Hristos în păcatul din viața celui credincios. Iată ce spune Apostolul Ioan în prima sa epistolă, capitolul 1, versetul 7. Dar dacă umblăm în lumină după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Vasul de pământ ne vorbește despre umanitatea lui Hristos. El a luat asupra sa umanitatea noastră, a luat asupra lui trup de om. Pavel spune despre el însuși că este un vas de lut. Vasul de lut este acest trup al nostru. Accentul este pus pe slăbiciunea, pe imperfecțiunea umanității. Apa curgătoare este apa vie, această apă era luată dintr-un pârâu sau dintr-o fântână. Aceasta este o imagine care ne vorbește despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre Duhul lui Dumnezeu. Ritualul este în același timp și neobișnuit și frumos. Una din păsări este tăiată deasupra vasului de pământ în care se află apa curgătoare. Aceasta reprezintă moartea lui Hristos, care s-a dat pe sine însuși prin Duhul Sfânt. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, ne spune scritorul epistolei către evrei în versetul 14, capitolul 9, sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși jerfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Prezența celor două păsări era esențială pentru a pune în vedere semnificația exactă a învierii. Pasărea vie era înmuiată în sângele păsării tăiate pentru a se face identificarea cu pasărea înjunghiată. Apoi, pasărea vie era lăsată să zboare liber. Hristos a fost dat pentru păcatele noastre și a fost înviat pentru îndreptățirea noastră, pentru ca noi să avem libertatea de a sta neclintiți în el. Iată ce spune Pavel în epistola adresată Galatenilor, în capitolul 5, versetul 1. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Aceasta înseamnă să nu ne amestecăm, să nu ne legăm din nou cu tot felul de reguli, ritualuri și legi. Hristos a luat locul nostru, a murit moartea noastră, a plătit pedepsa noastră. El a fost înviat pentru noi. Dacă El a murit pentru noi aici pe pământ, atunci noi am murit în El și am fost înviați în El. Acum suntem în El, la dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Tot Pavel descrie într-o impresionantă manieră acest aspect. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioși în Hristos Iisus, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos, Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihan înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos după buna plăcere a voiei sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. Acestea sunt primele șase versete din primul capitol al epistolei către Efeseni. Drânci prieteni, credinciosul este liber ca pasărea cerului, fiind eliberat de legăturile religiei, ale ritualurilor și ale legii. El este acum robul Domnului Iisus Hristos și se supune voii și căii Lui Hristos. Dacă mă iubiți, păziți poruncile mele, spune Domnul Isus Hristos. Să stropească de șapte ori pe cel ce trebuie curățit de lepră. Șapte este numărul de săvârșirii, al finalității. Astfel este încheiat subiectul pe tema Este curățit sau nu cel care a avut lepră? În această lume există doar două feluri de oameni. Leproșii și leproșii curățiți. Adică păcătoșii pierduți și păcătoșii mântuiți. Acestea sunt singurele categorii. Apa vie și sângele se întâlnesc în acest ritual. Evanghelistul Ioan notează că atunci când a murit Hristos și soldatul a străpuns cu sulița, din rană au ieșit sânge și apă. În prima sa epistolă, el repetă faptul că Isus Hristos a venit cu apă și cu sânge. Iată ce spune versetul 6, capitolul 5 al primei sale epistole. El, Iisus Hristos, este Cel ce a venit cu apă și cu sânge. Nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge. Și Duhul este Cel ce mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. Gnosticii din vremea lui Ioan îi învățau pe oameni că Isus nu era Dumnezeu și că Dumnezeu venise asupra lui la botez. Aceasta este apa. Și s-a despărțit de el la cruce. Acesta ar fi sângele. Ioan insistă asupra faptului că Isus Hristos a fost Dumnezeu încă de la început, când a fost făcut trup, și că era Dumnezeu și pe cruce, când și-a vărsat sângele său scump, așa cum scrie și în capitolul 5, versetul 8. Ritualul și jerfa cu privire la lepră poartă această semnificație și ilustrează acest minunat adevăr. Dar să revenim la versetele 8 și 9 din Cartea Levitic, capitolul 14. Cel ce se curățește trebuie să-și spele hainele, să-și rade tot părul și să se scalde în apă și va fi curat. În urmă va putea să intre în tabără, dar să rămână șapte zile afară din cort. Trebuie să recunoașteți că și acest lucru este neobișnuit. Ceremonialul jerfei fusese încheiat, ceea ce denotă faptul că leprosul fusese curățit și acceptat. Acum, înainte de a reintra în comunitate, ritualul care urmează arată că viața lui cea veche s-a sfârșit pentru el și o nouă viață se deschide înaintea lui. Hainele reprezintă obiceiurile din viața sa, modul lui de viață. Raderea tot părului de pe corp accentuează caracterul radical și revoluționar al schimbării care are loc în viața lui. Dragi ascultători, când un credincios vine la Hristos, va avea loc o schimbare în viața lui. Îndepărtarea firii vechi este esențială pentru o umblare consecventă în Domnul. Domnul Isus a spus, după roadele lor îi veți cunoaște. Acesta este testul pentru cei care sunt al lui. Încă o dată, cele șapte zile indică un ciclu complet de încercare și cercetare. Cel curățit de lepră trebuie încercat înainte de a se întoarce în mijlocul comunității. Cred că uneori noi lăsăm pe proaspeții convertiți să-și prezinte mărturia prea devreme. Credincioșii trebuie examinați pentru o vreme. Este nevoie să se vadă că viața lor este schimbată, ca o viață cu totul nouă. La sfârșitul acestei perioade, leprosul trebuia să se spele, să-și scalde trupul în apă. Copilul lui Dumnezeu are nevoie să fie spălat necurmat. Dragul meu prieten, nu poți fi curățit sau sfințit, pus deoparte pentru a fi folosit de Dumnezeu, dacă nu ești saturat de cuvântul lui Dumnezeu. Cât de important este acest lucru? Aș mai vrea să spun faptul că cele șapte zile pentru cel credincios, timpul de este atunci când Dumnezeu încheie călătoria bisericii sale pe pământ. Atunci el o va prezenta, așa cum spune Pavel în Efeseni, înaintea sa curată și fără pată. În acest timp, credinciosul este în procesul sfințirii. Acesta este aspectul practic. Ar trebui să existe o creștere spirituală zilnică, o dezvoltare a credinței și a slujirii. Sfințenia este pentru viața spirituală ce este sănătatea pentru trup. Dar curățirea leprosului nu se făcea numai în afara taberei. Versetul 10 A opta zi să ia doi miei fără cusur și o oaie de un an fără cusur, Trei dintr-o efă de floarea făinii ca dar de mâncare frământat cu un de lemn și un pahar de un de lemn. Leprosul curățit era gata acum să intre în adunarea Domnului, dar când o face, trebuie să-și ia locul alături de ceilalți evrei și să aducă jerfele pe care le adusese înaintea Domnului fiecare membru al adunării. El aduce doi miei, o oaie, trei dintr-o efă de floarea făinii și un de lemn. Acestea erau jerfele pe care evreul de rând le aducea în mod obișnuit în tot timpul vieții sale. Ele erau o indicație a totalei acceptări ale prosului curățit. Preotul care face curățirea să aducă înaintea Domnului pe omul care se curățește și toate lucrurile acestea la ușa cortului întâlnirii preotul să ia unul din miei și să-l aducă jerfă pentru vină împreună cu logul de unde lemn, să le lege într-o parte și într-alta înaintea Domnului ca dar legănat. Să junghe mielul în locul unde se junghe jerfele de ispășire și arderele de tot, adică în locul sfânt. Căci la jerfa pentru vină, ca și la jerfa de ispășire, dobitocul pentru jerfă va fi al preotului. El este un lucru prea sfânt. Preotul se ia din sângele jerfei de ispășire, să pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curățește, pe degetul cel mare de la mâna lui dreaptă și pe degetul cel mare de la piciorul drept. Preotul să ia un de din pahar și să toarne în palma mâinii stângi. Preotul să-și moaie degetul mâinii drepte în un de din palma mâinii stângi și se stropească din un de de șapte ori cu degetul înaintea Domnului din unde lemnul care îi mai rămâne în mână, preotul se pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curățește, pe degetul cel mare a mâinii drepte și pe degetul cel mare al piciorului drept, deasupra sângelui de la jerfa pentru vină. Iar unde lemnul care îi mai rămâne în mână, preotul să-l pună pe capul celui ce se curățește și preotul să facă ispășire pentru el înaintea Domnului. Apoi preotul să aducă jerfa de ispășire și să facă ispășire pentru cel ce se curățește de întinăcina lui. În urmă să junghe arderea de tot. Preotul să aducă pe altar arderea de tot și darul de mâncare și să facă ispășire pentru omul acesta și va fi curat. Acest pasaj lung este redat ca o singură frază într-o versiune foarte literală a Vechiului Testament. Ne este prezentată o ceremonie, un ritual care include toate jertfele, ceea ce înseamnă că leprosul curățit stă acum înaintea ușii cortului întâlnirii ca orice alt evreu. El aduce un miel ca jertfă pentru vină care se i amintească faptul că este un păcătos, care continuă să păcătuiască, este unul care are nevoie de sângele curățitor al lui Hristos prin Duhul Sfânt. Celălalt miel este pentru jerfa de ispășire pentru păcat. Care era necesară din cauza naturii păcătoase, prezentă încă în cel curățit. Oaia de un an, fără cusuri, este pentru arderea de tot, arătându-l pe Hristos așa cum îl vede Dumnezeu. Floarea făinii, amestecată cu un de lemn, este darul de mâncare, și acesta reprezintă frumusețea umanității lui Hristos. Sângele pus pe vârful urechii drepte indică faptul că acum el putea auzi glasul fiului lui Dumnezeu spunând credința ta a vindecat. Sângele de pe degetul mare al mâinii drepte arăta că acum el îl putea sluji pe Dumnezeu cu mâinile curate. Sângele de pe degetul cel mare al piciorului drept indică faptul că leprosul curățat putea să umble pe calea lui Dumnezeu. Un lemnul turnat pe capul lui arată că acum el este dedicat total lui Dumnezeu. Toate aceste jerfe vorbesc despre Hristos, prin care leprosul curățit este primit înaintea lui Dumnezeu. El nu este cu nimic deosebit prin faptul că este un lepros curățit. Prea desea vedem creștini care se cred deosebiți. Ei se retrag din mijlocul fraților și cred că sunt mai buni decât toți ceilalți. Dar toți venim la Dumnezeu în același fel și nu suntem primiți înaintea lui Dumnezeu decât prin Hristos. Fiecare din noi are nevoie să fie spălat. Vă mai amintiți de protestul lui Petru atunci când Domnul Isus a vrut să-i spele picioarele? Domnul i-a răspuns: Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Avem de învățat o lecție foarte importantă din acest fragment. Da, leprosul a fost readus în mijlocul comunității și, da, a fost curățit de leprasa, dar el a stat alături de toată adunarea înaintea lui Dumnezeu. El tot ca un păcătos stătea înaintea Domnului și avea nevoie de curățire constantă din partea lui Dumnezeu. Versetele 21 până la 32 arată ce jerfe putea aduce leprosul dacă era sărac. Pare logic să ne gândim că un lepros care fusese alungat din adunare nu prea putea permite un ritual sofisticat. Încă o dată, grija lui Dumnezeu pentru cei săraci este impresionantă. Nimeni nu era lăsat pe din afară pentru că era sărac. Turturelele sau porumbeii puteau fi aduși în locul celorlalte animale. Dragi prieteni, dar ce facem acum cu mediul în care a trăit și trebuie să trăiască leprosul de acum curățit? Și mediul trebuie curățit de acum. Trebuie să mărturisesc că pentru mine o casă este un loc neobișnuit pentru această boală, pentru lepră. Este dificil să înțeleg cu precizie ce însemna de fapt acest lucru. Poate că era un cingere a lemnului, cum spun silvicultorii, o ciupercă sau un mucegai care intra în textura materialului din care era construită casa. Preotul cerceta casa și să vadă dacă există gropișoare verzui sau roșiatice. Examenul era repetat după șapte zile pentru ca preotul să vadă dacă plaga s-a întins. Dragi prieteni, curățirea casei se făcea în trei etape. Mai întâi, casa era golită de lucruri și de persoane. Preotul inspecta totul și închidea casa pentru șapte zile înainte de a repeta inspecția. Dacă atunci se găseau urme de lepră, pietrele atinse de rane erau scoase. Dacă preotul găsea rămășițe ale infecției în casa renovată, atunci casa era demolată și se schimba locul. Știți, dragi prieteni, că va veni o vreme în care Dumnezeu va distruge acest pământ care este întinat de păcat, de lepră. El îl va curăți, Va fi un cer nou și un pământ nou în care nu se va găsi păcat. Dacă a merge în cer fără Isus Hristos, ar trebui să strigăm necurat, necurat și am fi aruncați afară. În Hristos suntem acceptați înaintea lui Dumnezeu. Întrebarea este, dragi prieteni, unde vă aflați astăzi? Sunteți un lepros care a venit la Isus Hristos pentru curăție? Sau sunteți tot necurați? Veniți la el, pentru că el dă curățirea, el dă vindecarea, deoarece vă iubește. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transold Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021 346 2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vamos sumir. Itinerar Bíblico. Itinerar Bíblico. Itinerar Bíblico.